Dragi prieteni Agrointeligența, bine v-am găsit! O ediție specială Agrointeligența în direct. Ca întotdeauna discutăm de lucrurile care sunt extrem de importante pentru dumneavoastră, pentru fermierii performanți ai României. Discutăm despre lucrurile relevante, despre cum vă putem ajuta noi prin informațiile și opiniile pe care vi le aducem aici să luați cele mai bune decizii pentru afacerea dumneavoastră, pentru ferma dumneavoastră și în cele din urmă pentru viitorul familiei dumneavoastră și afacerii dumneavoastră. Și pentru că este o perioadă, de altfel anul 2020 a fost un an în care s-a vorbit foarte mult de riscul climatic, dar nu numai, s-a vorbit în general despre o agricultură care se derulează sub niște riscuri foarte mari, factorii de risc poate mai mult decât în orice alt an au apărut în discuție și pentru că toate aceste lucruri sunt importante pentru dumneavoastră, pentru fermierii performanți ai României, am considerat că este bine să discutăm cu unul dintre cei mai importanți specialiști din piața asigurărilor și din piața asigurărilor pentru dumneavoastră, pentru fermierii României. Am invitat-o alături de noi pe doamna Georgiana Rusu, director executiv Clubul Fermierilor Români, broker de asigurare. Sărut mâna, mulțumesc că ați acceptat invitația și ați venit alături de noi să discutăm un subiect, iată, atât de important și de interesant pentru fermierii români. Bănuiesc că știți foarte bine că e un subiect important, pentru că bănuiesc că în afară de, sigur, chestiunile de organizare internă, majoritatea timpului îl petreceți interacționând cu fermierii și, sigur, căutând până la urmă cele mai bune soluții pentru ei. Haideți să începem până să intrăm în temă și să vedem un pic ce a însemnat anul agricol 2020 și, poate mai important, ce va însemna anul agricol 2021 din perspectiva aceasta gestionării riscului și cum putem gestiona eficient acest risc. Ce înseamnă, să începem să discutăm un pic, pentru cei care nu cunosc foarte bine, ce înseamnă brokerul de asigurare, Clubul Fermierilor Români, broker de asigurare? Brokerul de asigurare al Clubului Fermierilor Români este un broker înființat în 2011, care are în momentul ăsta o cotă de piață de 13%, chiar la zi aș putea să spun un 14%. Este un broker care ajută fermierii, îi sprijină în tot ceea ce înseamnă a analiza ce este în piața din România pe partea de asigurări de culturi agricole și nu numai. Vorbim de utilaje, vorbim de animale, vorbim de tot ce înseamnă bunurile fermierilor. Le face o analiză foarte concretă, îi consiliază pentru a lua o decizie foarte informată în ceea ce înseamnă gestionarea riscurilor în afacerea lor. Ce mai face brokerul este să lucreze în ajutorul fermierilor la tot ce înseamnă un dosar de daună, o avizare de daună. Îi ajutăm în monitorizarea acestor dosare, suntem prezenți cu ei la daune și în același timp și la tot ce înseamnă consiliere pe partea de accesare a submăsurii 17.1. Un subiect discutat și evident foarte mulți fermieri și noi la Agrointeligența primim în continuare întrebări despre această submăsură și dacă aceasta va continua și sigur va fi un subiect și o întrebare în acest sens și așteptăm cu interes ce le transmiteți fermierilor. Din ce ați spus aș remarca două lucruri. Unul, că vorbim de un broker specializat în chestiuni agricole, deci până la urmă specializarea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră vine exact în toate amănuntele și, până la urmă, și evitarea tuturor capcanelor, dacă le putem spune așa, pe care fermierul le poate întâlni dacă merge direct într-o interacțiune cu o companie de asigurări. Și, pe de altă parte, acest cuvânt foarte important, consiliere. Adică, practic, dumneavoastră asistați fermierul, nu, adică odată ce polița s-a încheiat, activitatea dumneavoastră nu se oprește, din potrivă, aș zice, nu? Nu, aș putea să spunem că munca noastră și sprijinul nostru începe înainte de a închide polița. Uh-huh. Pentru că trebuie să facem o analiză a ofertelor, trebuie fermierul să vadă ce nevoie are, ce riscuri are nevoie, unde este structura lui exploatată, care este bugetul lui, cum putem să ne pliem pe nevoile și pe necesitățile lui. După aceea vine o emitere de poliță și o încheiere a poliței, care la fel trebuie să fie fermierul foarte informat de condițiile de asigurare.
Apoi vine, dacă, Doamne ferește, se întâmplă o daună și înseamnă o avizare. Și, din păcate, anul acesta sau în ultimii ani... Anul acesta a fost un an cu o secetă majoră. Vorbim de 1,2 milioane de hectare afectate de secetă în primăvară. Vorbim de 1,2 milioane de hectare afectate de secetă în toamnă. Comparativ cu 2019, în care daunele au fost pe partea de inundații și de grindină, în jur de 100.000 de hectare, 2020 am vorbit de o secetă majoră în care știm foarte bine că toată cultura, mai ales cultura de cereale a României, a scăzut de la un 30 de milioane la un 25 de milioane. Și atunci vorbim de o scădere a producției la orz de un 47%, o scădere pe grâu de 40%, adică vorbim de niște scăderi foarte drastice datorită secetei. Adică în sensul exact, datorită secetei. Și atunci, clar, fermierii trebuie să se îndrepte spre acest instrument care înseamnă asigurarea de cultură și care îi ajută foarte mult în a-și gestiona afacerea, în primul rând. Practic, eu sunt fermier, vreau să intru în, sau vreau ca Clubul Fermierilor Român Broker de Asigurare să mă asiste, să intru într-o relație de parteneriat cu clubul. Ce fac? Există posibilitatea să ne accesați pe tot ce înseamnă site-ul nostru, să ne accesați pe Facebook, să ne accesați pe deci tot. Deci activi cu Suntem foarte activi. Metode de comunicare digitale funcționează? Adică aveți un feedback bun de la fermieri? Funcționează și avem un feedback foarte bun. Avem lead-uri zilnice de la fermieri care doresc să lucreze cu noi. Avem o echipă dedicată, avem aproape 30 de oameni care lucrează numai în avantajul fermierului. Deci sunteți la un click distanță, cum ar veni? Suntem la un click distanță, ținând cont că din tot portofoliul brokerului, 84% înseamnă numai culturi agricole. Deci, practic, asigurări de culturi agricole. Practic, vă adresați cu soluțiile dumneavoastră și cu serviciile dumneavoastră, vă adresați în mod evident celor care ne privesc, adică fermierilor români. Haideți să trecem un pic la a analiza un pic și a discuta și a ne spune feedback-ul dumneavoastră față de ce a însemnat managementul riscului în 2020, sub celebra submăsură, cum s-a desfășurat și cum analizați până la urmă ce s-a întâmplat în 2020 și, iarăși foarte important, ce ne așteaptă pentru 2021, foarte important, pentru că vreau să le spunem celor care ne privesc, fermierilor, performanța ei României, până la urmă, ce le oferiți dumneavoastră, care este sfatul dumneavoastră și cum pot avea un an 2021 din punctul de... Pentru că, evident, meteorologia nu o putem influența, dar managementul riscului, prin asistența pe care dumneavoastră o oferiți, cu siguranță poate fi un an 2021 mai bun decât 2020. Haideți să începem cu ce a fost. Că e o istoria e întotdeauna un profesor bun. Exact. Aș începe prin a spune că sfătuiesc fermierii să se asigure. Sfătuiesc fermierii să ne contacteze, să le facem o analiză, să vedem ce riscuri sunt în zonă, cu ce putem să-i ajutăm. Asta este primul sfat. De fapt, asta este menirea noastră. Să-i ajutăm să treacă în următorul an fără un echilibru financiar sau fără grijă că ce se întâmplă cu cultura mea dacă o să am secetă în 2021. Și aici aș putea să vă spun vis-a-vis de ce s-a întâmplat în 2019 și 2020, că există asigurători care acoperă acest risc. Am avut și în toamna aceasta asigurători care au acoperit riscul de secetă pedologică. Mă scuzați, deci ce le spunem fermierilor este că în momentul acesta sunt colegi de-ai lor care au primit despăgubiri de pe urma unei polițe, a unei asigurări de secetă. Exact. Sunt. În momentul acesta sunt colegi de-ai lor care au primit pe pachetul de reînsămânțare al culturilor, care acoperă ce? Acoperă o secetă pedologică de toamnă, acoperă, cum spunem noi, o secetă de iarnă, pentru că dacă nu avem strat de zăpadă și nu, clar, solul nu va avea umiditate, acoperă o crustă și atunci, în luna octombrie, acum și în luna noiembrie, sunt fermieri
care primesc despăgubiri pe acest pachet. Le-aș mai spune fermierilor că în această toamnă am avut produs de secetă, secetă la grâu. Le-aș mai spune fermierilor că în primăvară o să avem produs de secetă pe partea de culturi de primăvară, că lucrăm cu asigurătorii, că lucrăm cu un asigurător din România și avem aproape 2 ani de zile, că vom avea și asigurări parametrice. Sunt acele asigurări care calculează umiditatea din sol și atunci fermierul știe foarte clar care este seceta și ce problemă are. Le-aș mai spune fermierilor că sunt asigurători care doresc să acopere acest risc și lucrează la acest produs. Probabil în vara lui 2021 o să mai avem și alte produse. Și le-aș spune fermierilor să aibă încredere în tot ce înseamnă sistemul de asigurări din România, să aibă încredere în noi, să aibă încredere în sistemul de despăgubire, pentru că sunt fermieri care au fost despăgubiți pe secetă, inclusiv pe recoltă 2020. Asta e și practic cel mai important lucru, este și primul pas pe care trebuie să-l fac, este să vă contacteze și să începeți să le explicați, să analizați, să vedeți împreună. Și să le facem o analiză, să le facem o ofertă comparativă, să le facem niște condiții preferențiale pe care le are Clubul Fermierilor Români, datorită volumului și datorită... Și experienței. Experienței și datorită relației pe care o avem cu asigurătorii. Bănuiesc că pentru un broker de asigurare asta e un lucru foarte, foarte important să aveți, pentru că și relația cu fermierul e importantă. Foarte importantă. Și relația practic, cu asigurătorul pentru este... Pentru că dumneavoastră sunteți avocații, reprezentații fermierilor mai departe în relația cu companiile de asigurări. Da, ținând cont că 49% din acțiunile Clubului Fermierilor Români broker de asigurare este deținut de către fermieri, suntem primul broker de asigurare care este al fermierilor pentru fermieri. Exact. Care lucrează în pentru a obține cele mai bune condiții exact, pentru care lucrează pentru în favoarea fermierului. Evident că una din întrebările pe care și noi la Agrointeligența le primim în mod constant este celebra sub măsură și acoperirea poliției. Mă rog, cum s-a derulat programul în 2020 și ce noutăți avem pentru 2021 pentru fermieri? Aș începe să vă spun că prima sesiune s-a derulat în 2019, a doua sesiune a fost 2020, așteptăm a treia sesiune pentru 2021. În 2019, cumva, prima sesiune a fost destul de greoaie pentru fermieri. Ceea ce am făcut noi, am luat feedback de la fermieri, am lucrat împreună cu ei și în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români am reușit. În 2020 am avut deschidere de la minister și de la reprezentanții AFIR și am reușit în 2020 să simplificăm puțin acest ghid. La fel lucrăm în continuare, avem niște propuneri pentru sesiunea de 2021. Deci 2020 a fost un câștig față de 2019, un din mare punct de vedere câștig al fermierului, nu? Da, din punct de vedere al fermierilor, din punct de vedere al modului în care utilizau și încercau să acceseze, erau foarte multe documente pe care trebuiau să le depună. Nu era numai o depunere online, era și o depunere fizică și atunci am încercat să simplificăm și am reușit în 2020. Lucrăm în continuare pentru 2021 cu AFIR-ul și cu Ministerul la propunerile făcute de către fermieri și aș putea aici puțin să vă spun pentru că sunt foarte mulți fermieri care consideră că nu pot accesa, că nu se poate, că nu primesc bani. Nu, toți fermierii care au accesat, dar care polița de asigurare a fost făcută conform condițiilor, și au primit bani și își primesc în continuare bani. Deci este o măsură, o formă de finanțare care funcționează. Funcționează și funcționează tot e foarte să bine. Să fie făcut corect și să fie conform exact, și în termene. Ghidului. Și în termen. Foarte sunt important. Foarte mulți fermieri care au impresia și am avut feedback în care au spus nu, asigurătorii au mărit cotațiile. Nu au mărit cotațiile. O poliță de asigurare are în acest moment două părți. O parte de eligibilitate și o parte de neeligibilitate. Acea parte de eligibilitate spune în felul următor. Fermierul trebuie să aibă niște riscuri eligibile, care sunt grindină, ploaie torențială, furtună, vijelie, secetă,
Acestea sunt niște riscuri eligibile, dar are și o franșiză, care este o franșiză atinsă, de 20%. Ca fermierul să își facă această poliță de eligibilitate, poate să aibă numai condițiile de eligibilitate, dar noi nu sfătuim acest lucru. Și mai este o bucată care înseamnă condiții de neeligibilitate, în care intră doar riscul de incendiu din orice cauză și alunecări de teren și o răscumpărare de franșiză. De ce? Pentru că ghidul sub măsurii 17.1 spune în felul următor. Există o franșiză eligibilă de 20% atinsă, adică până la 20% franșiză, până la 20% procent de daunalitate pe care îl are fermierul, fermierul nu primește niciun leu de la asigurător. Și atunci ce trebuie să facă fermierul? Să-și răscumpere această franșiză. Cum și-o răscumpără? Și-o răscumpără printr-o primă, care nu este un procent foarte mare, la 10% deductibilă. Ce înseamnă acest lucru? 10% din procentul de daunalitate îl suportă fermierul, peste 10% este suportat de către asigurător. Deci ăsta ar fi pragul minim de daună de la care începe practic plata unor despăgubiri, nu? Începe plata unei despăgubiri. Dacă el își răscumpără această franșiză, înseamnă că dacă are 15% daunalitate, societatea de asigurări îi dă o daună de 5%. Dacă are 20% de 10%, dacă are 20% îi dă 10% pentru că scade acei 10%. Asta înseamnă niște condiții de eligibilitate. AFIR-ul îi dă înapoi 70% din prima eligibilă. În acest moment, fermierul trebuie să aibă pe poliță o primă eligibilă și o primă neeligibilă. Prima neeligibilă este suportată de către fermier, din prima eligibilă 70% primește fermierul. Dacă facem la un total, ca și primă totală, sunt asigurători la care fermierul primește 60%, din toată prima de asigurare sunt asigurători la care primește 50%. Cam ăsta e ordinul de mărime, nu? Cam ăsta este. 50-60%. În funcție de cota de primă pe care o are fiecare asigurător pe riscul respectiv. E un exemplu despre o situație pe care fermierul în mod normal nu are acces la această analiză și la aceste informații așa, și e posibil uneori nici asigurătorii, deși evident că în marea majoritate sunt animați de cele mai bune intenții. E un limbaj tehnic, de multe ori nu este timp, există o comunicare standard, îi se trimite un formular pe care fermierul are timp sau nu are timp să-l citească. Trebuie să mai aibă foarte mare grijă, pentru că AFIR-ul vine cu această valoare nerambursabilă către fermier. Dacă fermierul are asigurată toată specia. Și aici vă dau un exemplu, cred că e cel mai bine să mergem pe un exemplu. Dacă eu am în declarație APIA 100 de hectare însămânțate cu rapiță, 100 de hectare trebuie să am și pe polița de asigurare. E și logic până la urmă. Exact. Dacă am 99 de hectare, acea poliță este neeligibilă, deci fermierul nu-și primește valoarea nerambursabilă de 70% din eligibilitate. Fermierul trebuie să aibă o producție eligibilă. Ghidul sub măsurii spune foarte clar că fermierul trebuie să aibă o producție eligibilă, însemnând ori o medie pe ultimii 3 ani, ori o medie pe ultimii 5 ani din care scoate minimul și maximul. Da? Important de știut. Iar aici lucrăm împreună cu MADR-ul și cu AFIR-ul, pentru că sunt fermieri care fac tehnologie și fermieri care de la an la an au producția foarte mare. Există riscul ca un fermier care are o producție anul acesta de 6.900 și în care asigurătorul vine și spune: eu ți-am asigurat 6.000 pe poliță conform eligibilității, dar tu scoți 6.900. El nu poate să-și mărească această producție pe acea poliță. Și atunci, la fel, lucrăm cu reprezentanții de la AFIR să se găsească. Noi am găsit soluția să se vină cu această primă de diferență pe
riscul, pe condițiile de neeligibilitate. Și am propus. Și am propus acest lucru. Și se va, credeți că se va implementa? Da, am avut deschidere foarte mare și vedem acum, lucrăm în continuare. Alte schimbări la sub măsură pentru 2020-2021, adică pentru următorul an agricol, vedeți sau știți, vor exista? Da, eu pot să vă spun propunerile pe care noi le-am făcut, în afară de această modificare a producției în cazul în care fermierul are o producție mai mare decât cea eligibilă sau mai mică, că poate sunt ani în care un fermier, datorită unor riscuri neasigurate, poate să aibă o producție mai mică. Am propus și în momentul în care fermierul are cultură dublă, pentru că în ghid se spune foarte clar că se rambursează, dar doar pentru o singură cultură însămânțată pe acea suprafață și sunt fermieri care au cultură dublă, adică pun poate în primăvară sau în iunie, după ce au recoltat, vor să-și mai pună pe acea suprafață și vor să-și o asigure. Mai avem teme în discuție și lucrăm la fel, avem feedback de la fermier și încercăm să propunem. O să avem întâlniri și luna aceasta, probabil, sau la începutul anului 2021. Ați atins și eu un subiect, pentru că, evident, și aici, iarăși, nu putem decât să accentuăm importanța unui broker de asigurare și importanța unui broker de asigurare care să fie specializat în zona de agricultură. Faptul că mulți fermieri nu erau familiarizați și nu înțelegeau exact ce înseamnă acest sistem de franșizare pe care doar ați început așa pe scurt, l-ați explicat. Toate lucrurile acestea, sigur, vor fi în interacțiunea cu dumneavoastră. Dumneavoastră le explicați exact și colegii dumneavoastră le explică exact fermierilor toate aceste lucruri. Oricum, chestiunea asigurărilor reprezintă un domeniu, pentru un nespecialist, un domeniu financiar complicat, la fel ca și relația cu o bancă. Nu e întotdeauna simplu, nu? Da, nu pot să spun că este un domeniu complicat. Pentru dumneavoastră care îl stăpâniți. Nu este un domeniu complicat și ne bucurăm tot timpul când putem să ajutăm. Asta ne bucurăm tot timpul în momentul în care fermierul este mulțumit de despăgubirea pe care o primește, să o primească în termen. Ne bucurăm când fermierul accesează sub măsura și știm că la fel putem să-l ajutăm. Este o bucurie pentru noi că reușim și este o bucurie și în momentul în care reușim să convingem un fermier de a înțelege ce înseamnă asigurările agricole și cât de mult pot să-l ajute. Vedeți pe partea cealaltă în relația cu companiile de asigurări faptul că sunteți un broker de asigurări deținut într-o mare parte, care are printre acționari fermieri clubul, vedeți o deschidere mai mare a companiilor către zona aceasta agriculturii? Pentru că trebuie să recunoaștem că a fost o perioadă în care asigurătorii nu erau foarte dornici să se uite cu atenție și să vină în sprijinul fermierilor. Vedeți că s-a schimbat atitudinea asta în ultimii ani? Da, pot să vă spun că s-a schimbat, pot să vă spun că puterea noastră de negociere la asigurători s-a schimbat de când avem acest parteneriat cu fermierii, că putem să dăm asigurătorului un feedback mult mai aproape de fermieri, că lucrăm cu ei. Îi vedeți și pe ei receptivi încercând să caute alte instrumente sau noi instrumente să vină mai aproape de fermier? Da, se lucrează, numai că pentru a lucra la un produs de asigurări este destul de un proces destul de anevoios și de lung. Multe aprobări, e și o instituție care îi supraveghează exact, piața ASF-ul. Și această sumăsură a fost pentru a face ca fermierul să acceseze și să aibă încredere în sistemul de asigurări, dar în același timp și să determine asigurătorul să vină și el la jumatea drumului. Cum să vină cumva și la jumatea drumului și să vină în avantajul fermierului cu mai multe riscuri de asigurare. În final, ce mesaj aveți pentru fermierii care ne privesc? Ce ar trebui să rețină până la urmă important avantajele care ar rezulta în urma unei colaborări din partea dumnealor cu dumneavoastră, cu Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare?
În primul rând, să aibă încredere că sistemul de asigurări private pe partea de culturi agricole, pe partea de animale, pe partea de utilaje, de tot ce înseamnă, trebuie să aibă încredere, să aibă încredere în sistemul de despăgubire, exact ce spuneam, pentru că aici fermierii nu au încredere. Fermierul consideră... Dar aveți o misiune ușoară. Nu avem o misiune ușoară, dar e o misiune frumoasă. Tocmai ce vă spuneam, este o misiune foarte frumoasă. În momentul în care un fermier te sună și îți spune mulțumesc, da, pentru ceea ce ai făcut pentru noi, sau mulțumesc pentru că ai fost alături de mine, este un lucru nemaipomenit. Da, mare lucru. Fermierul trebuie să aibă încredere, trebuie să-l contacteze, trebuie să doarmă liniștit și va dormi liniștit numai dacă își face o asigurare. Și, evident, în urma interacțiunii și colaborării cu dumneavoastră, pentru că în felul ăsta are o garanție suplimentară că asigurarea aia, că el a adăpost de orice surpriză, în general cu asiguratorii surprizele sunt neplăcute, nu plăcute, și că, exact cum spuneați, el va fi despăgubit atunci când, evident, condițiile contractuale sunt în Dar, în primul rând, trebuie să fie informat. Sigur. Și aici, iarăși, rolul dumneavoastră este foarte, foarte important. Din partea fermierilor simțiți și din partea lor, pe partea, în partea cealaltă a eșicherului, o înțelegere mai bună a ce înseamnă sistemul de asigurări, o creștere a încrederii despre care vorbiți? Da, este o... Acum eu pot să vă spun din punctul nostru de vedere al brokerului, nu știu... Dar estimăm anul acesta o creștere și anul trecut a fost o creștere. Noi am crescut cu 50% în 2019. Deci cotele de piață se duc exact. Frumos în sus. Acum pot să vă spun că, ținând cont că în România sunt 8 milioane de hectare și anul trecut au fost asigurate 2.300.000. Deci spațiul de manevră există. Eu cred că avem treabă. Aveți treabă. Avem treabă și poate reușim an de an încă 10-20% din fermieri să-i convingem. Și totul pentru ca un număr cât mai mare dintre fermieri să fie la adăpost de aceste lucruri pe care nu le putem controla, dar iată cum... Riscurile climatice nu se pot controla. Dacă am avea cu contract cu Dumnezeu, aș vrea să-l semnez și eu. Frumos. Dar un contract cu dumneavoastră, în schimb, îl ajută este pe fermier foarte să benefic. Treacă este în foarte parte benefic. Peste lucrurile neplăcute pe care, iată, schimbările climatice le presupun și să-și continue activitatea frumoasă, în schimb, de fermier. Noi spunem să doarmă liniștit. Să doarmă liniștit. Mulțumesc foarte mult, felicitări pentru ceea ce faceți și pentru că sunteți aproape de fermieri și noi suntem aproape de dumneavoastră. Dragi prieteni ai Agrointeligența, punem punct acestei transmisii, o ediție specială Agrointeligența în direct. Puteți, pe măsură ce vizionați această transmisie, să reveniți în interviu și să reanalizați unele dintre informațiile pe care doamna Georgiana Rusu, director executiv Clubul Fermierilor Român Broker de Asigurare, vi le-a transmis. Toate întrebările pe care noi le primim în cadrul acestei transmisii le transmitem de asemenea dumneaei. Toate întrebările legate de asigurări pe care dumneavoastră le aveți despre submăsură, despre franșiză, despre riscuri, despre orice altceva, considerați despre cum se contract, polițe și așa mai departe, aveți promisiunea mea că le transmite mai departe brokerului de asigurare al Clubului Fermierilor Români și de acolo preiau ei legătura, cum se zice. E important și cred că e important și eu să vă transmit acest semnal să mergeți către sectorul privat al asigurărilor și să încercați să găsiți o soluție pentru a vă pune la adăpost, măcar și în parte, de riscul climatic, iată, care este foarte important, dar nu numai. Vă mulțumesc pentru atenție încă o dată, doamna Georgiana Rusu. Mulțumesc mult pentru informații și pentru, încă o dată, pentru lucrurile bune pe care le faceți pentru fermierii români. Punem punct acestei transmisii, întotdeauna alături de dumneavoastră. Toate cele bune, Doamne ajută!